Undeva aproape de sfârșitul lunii septembrie, chiar în campanie electorală, societățile municipalității constanțene începeau lucrările de amenajare a pieței Capitol. Un punct de atracție pentru constanțeni, așa numeau la momentul respectiv reprezentanții primăriei proiectul de la intersecția dintre bulevardele Tomis și Mamaia. Bănci stradale, arbuști ornamentali și rulouri de gazon ce trebuiau să fie irigate permanent printr-un sistem modern. Cam acestea erau promisiunile vechii administrații pentru această zonă. Au fost afișe parouri cu schema lor, cu toate minunile astea. Au terminat aici de curând, s-au mutat pe bulevardul Mamaia, urmând aici să monteze niște un soi de scaune. Să ne odihnim. Au fost amenajate pavelele, aleile de acces și un rulou de gazon. În schimb, mai multe cabluri își fac de cap în zona Piațetei. Constanțenii care locuiesc în apropiere așteaptă ca proiectul să fie finalizat. Trebuie terminat ce au pornit. Bănuiesc ca un proiect ca lumea a făcut. Eu l-am cunoscut în tinerețe pe actualul primar. Și sper să continue ce-i bun. Pe de altă parte, oamenii sunt conștienți că în perioada dinainte de alegerile locale, în municipiu au început multe proiecte și cam atât. Sunt mai multe lucruri care trebuie puse la punct, cred constanțenii. Ăsta e exemplul României. Întotdeauna se dă exemplu, lasă, pleacă, se apucă în altă parte, nu termină nici într-un loc. Se fac, dar se fac a nevoie. Se fac multe, sunt de făcut, dar se fac a nevoie, cu greutate. E multă hârțogăraie, multă scriptologie. Reprezentanții primăriei susțin că toate lucrările care țineau de societatea confort urban au fost finalizate. Iar proiectul ar urma să fie gata spre sfârșitul anului, doar după ce angajații de la servicii publice vor monta mobilierul urban. Deocamdată însă nu ar exista fondurile necesare.